Numai puțin de 25 de interpreți de muzică pop din țară și străinătate cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani se vor întrece în cadrul celei de-a 33-a ediții a Festivalului de Muzică Pop Stelele Cetății. Festivalul se desfășoară în acest weekend la Deva. Manifestarea are caracter de concurs pentru tineri interpreți, propunându-și descoperirea unor talente interpretative reale. În urma etapei de preselecție dintre concurenți, 7 sunt din județul Hunedoara, iar 2 tinere sunt din Serbia. Marea finală a competiției are loc în 28 și 29 noiembrie. Sâmbătă de la ora 17, în sala mică a Centrului Cultural Drăgan Muntean se va desfășura spectacolul concurs, iar duminică de la ora 18 la Teatrul de Artă Deva va avea loc gala laureaților și un recital al Paulei Selling. Prețul unui bilet la festival, inclusiv la gala laureaților și la recitalul Paulei Selling, este 10 lei, iar acesta poate fi achiziționat de la caseria Centrului Cultural Devian.